Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei abonați, pentru cei care urmează să se aboneze. O etalare pentru noiembrie la alegere, etalarea voastră pe care o veți completa cu cele care vor veni în funcție și de starea mea și de ce se mai întâmplă în viața mea. Eu sper să fac totuși un timp util, că noiembrie are destule zile. Aș vrea să alegeți 1, 2 și 3, eventual. Ia. Să vă pun, da? Să vedeți, da? 1, 2 și 3, să vă alegeți un set de cărți. Eu mi-așez, ia să vedem. Așa. Nu o să pun pauză între etalări, așa că, pentru că se decalează sunetul și nu vreau să mai am surprize. Dragii mei, dragii mei, în timp ce am amestecat cei care ați ales numărul 1, să începem, da? Cei care ați ales numărul 1, în timp ce am amestecat setul de cărți, am văzut 3 de monede. Cineva vrea să colaboreze cu voi, să construiască o relație, o nouă etapă în relația voastră. Rămâne de văzut. Haideți să mai amestecăm încă o dată. Numărul 1, etalarea lor pentru noiembrie. Etalare personalizată. O să fac un cuce celtic, așa simt. Deși s-ar putea să mă lungesc, dar o să încerc să fiu mai rapidă. Deci, etalarea numărul 1, sau cei care ați ales numărul 1, noiembrie 2020. Central. Frumos. 6 de monede. Hai să pun așa să și vedeți cât de cât. Aici se vede un as de cupe, da? Da, am văzut ce am văzut, dar parcă tot degeaba. În prezent. Interesant. Discutăm după aceea. La capătul setului de cărți, o regină de monede. Unul dintre voi sunteți conectați, că tot este lună plină în, ce frumos, mâine, da? Că tot e lună plină în Tauri, semn de pământ, în primul și în primul rând. Încercați să vă împământeniți, să vă regăsiți valoarea și stabilitatea. Să vă bucurați de ce aveți în casă și sunteți conștienți că în felul ăsta, unul din voi care sunteți, rămâne de văzut, schimbați energiile din jurul vostru. Unul dintre voi a fugit. Unul dintre voi a fugit de relație, 7 de spade. Eventual, a fost într-o relație cu un semn de, într-o relație de lungă durată cu un semn de pământ fecioară, posibil, posibil. Posibil. Sau mai este, rămâne de văzut. Asta a fost un mesaj. Însă, care ar mai fi alt mesaj? Cel care a fugit pentru că n-a putut să înțeleagă ce înseamnă, n-a fost pregătit să înțeleagă o relație angajată. Unul dintre voi erați, sau chiar sunteți, independenți, stabili, cu reușite, cu o oarecare tradiție sau arbore genealogic. Și celălalt probabil că a fost foarte speriat sau pur și simplu pentru unii s-a speriat de acest potențial pe care îl puteți avea. Da. Și ca să schimbați energia, cel care nu a fugit, cel care a fost părăsit, să zicem, în timp a încercat să-și regăsească valoarea și stabilitatea, că am văzut 4 de bâte. Da, este posibil să fiți suflete gemene, dacă vă place să gândiți la așa ceva, e o poveste destul de complicată cu sufletele gemene, dar toată lumea se aruncă în această presupunere, neștiindu-și sinastria. De multe ori anumite aspecte planetare dau impresia că suntem în relația sufletelor gemene, dar nu suntem. În fine, haideți să vorbim. Deci am văzut 3 de monede. Cineva încearcă să construiască ceva. În fine. În prezent, ce aveți în prezent? 9 de băte. În prezent există un blocaj. V-ați blocat unul pe celălalt. Ați blocat creșterea, împărăteasa. Aici este provocarea. Să vă deblocați.
Clar, știu sigur că v-ați blocat, cel puțin unul dintre voi s-a blocat. Da, într-adevăr, se poate, da, se vede umbra. Se poate să fie pentru unii, că e etalare totuși colectivă, să aibă legătură cu restricțiile care au fost în primăvară și restricțiile care au fost acum 9 luni, a? Nu știu dacă 9 luni sunt, 9 luni sau eu știu cât, sau în martie, da, niște restricții au început și a blocat creșterea voastră. Oarecum, să zicem, pentru unii, dar cred că în plus, pe lângă aceste restricții care au fost la nivel planetar, colectiv, whatever, au fost și niște blocaje pe care voi vi le-ați creat. Cel puțin unul dintre voi a fost foarte speriat de diferența dintre voi, diferența de vibrație foarte intensă. Dar este și provocarea împărăteasă. Provocarea este să creșteți, să fiți toleranți. Avem un Venus, da? Tu vorbim iar. Vorbim de lună în Taur. Va fi când? Mâine, nu? Lună plină în Taur. Rămâne de văzut dacă reușesc să fac etalarea și pentru lună plină și primiți acolo vreun mesaj. Însă, ce înseamnă Venus? Înseamnă frumusețe, abundență, înseamnă și toleranță. Deși uneori Venus e cam egoistă, ăsta e adevărul, dar într-un anumit context poate să exprime și toleranță. Depinde de zodia în care se află acest Venus. Oricum, acest blocaj se datorează faptului că amândoi aveți răni din copilărie, poate chiar și din alte vieți, și vi le declanșați, vi le sensibilizați, sau cel puțin până acum vi le-ați sensibilizat. În trecut, acest as de cupe, clar un mare potențial de mare dragoste, este în trecut, este la baza acestei cruci, acestui arbore, da? Rădăcina arborelui care ar putea să crească între voi, dacă arborele este relația, rădăcina este bazată pe dragoste pură, adevărată, emoții profunde, copleșitoare. Din acest motiv, unul dintre voi, să repet, sau amândoi, v-ați blocat unul pe celălalt. Lucrurile au fost foarte intense, potențialul foarte mare de creștere, cu dragoste adevărată și cu împărăteasa. Wow! Diferență mare și de vibrație, repet, unul poate are tendința să fie mai defensiv, mai ofensiv, semn de planete în semn de foc, da? Celălalt concentrat pe creștere spirituală, iar, dar dragostea a existat, există, e la rădăcina tuturor lucrurilor care se întâmplă între voi. Însă, foarte posibil, cum am zis la început, a fost ca cel puțin unul dintre voi să fie într-o altă relație. 6 de monede. 6 de monede care, teoretic, ar trebui să vorbească despre echilibru. Dar, clar, nu este echilibru. Pentru că diferența de vibrație între 9 de bâte și împărăteasă este foarte mare. Și faptul că v-ați blocat, este clar că unul dintre voi a fost într-o relație și a trebuit să a gândit celălalt ce face. Îmi dă și mie, își oferă timp sau îmi oferă din puținul timp pe care îl are mie, împărătesei, de exemplu, împărăteasa. S-a întrebat dacă persoana respectivă, da? Are o relație sau relații. Ce face? Îmi oferă mie exclusivitate sau nu? Se pare că la un moment dat nu s-a oferit exclusivitate. Și aici e provocarea. Aici este provocarea. În prezent aveți asul de monede și iar se confirmă faptul că totuși se dorește stabilizarea voastră într-o prietenie, măcar într-o relație care să crească, da? Să ducă la un moment dat către regina de monede, către regele de monede, către stabilitate. Primii pași. Așii sunt în 5D și dragostea aceasta s-a simțit mai mult în 5D, mai mult la stare de visare, de telepatie, mai puțin ați fost unii dintre voi, nu toată lumea. Mai puțin v-ați putut bucura în fizic de această dragoste, dar ea există. Asul de monede. Cineva își dorește acest început, își dorește această creștere. Vrea să arate, unul dintre voi vrea să arate că vă apreciază mura
Da? Că meritați apreciere, unul dintre voi. Hai să zicem, nu unul, dar eu zic, hai să zic că sunteți voi împărăteasa. Dar nu e obligatoriu, puteți să fiți în altă poziție și persoana la care vă gândiți să fie împărăteasa. Dar să stabilim așa, că se poate citi și în oglindă, da? În prezent, persoana aceasta care a fugit, care a blocat, care mai era probabil într-o altă relație, probabil, sigur, acum zic probabil că probabil amândoi ați fost într-o relație, dar sigur, unul a fost într-o relație. Oricum se dorește, repet, sub diferite forme, sper să nu mă repet în aceeași formă, se dorește o ofertă tangibilă. Poate primiți, dacă nu este vorba de același personaj, poate primiți. O, da, interesant. Posibil pentru unii dintre voi, personajul care a fugit să rămână unde este, în această poziție în care l-ați blocat sau s-a blocat singur și în ultima vreme să fie apărut un semn de pământ în viața voastră. Interesant. Sau al lor. Și să schimbe energia. Asta așa a fost un mesaj. Dar să mergem în continuare pe această ofertă. Se dorește oferta asta. Însă, în viitor, cine vrea să meargă mai departe, de la as de monede până la regina de monede, regele de monede, da? Împărăteasa și împăratul, da? Cuplu de forță, cuplu divin, stabilizarea voastră, s-ar putea cel care vrea să facă această ofertă să trebuiască să facă multe sacrificii, eventual amândoi să trebuiască să face sacrificii pentru a realiza acest potențial, această ofertă, o materializa. Eventual vor mai apare niște problemuțe până cel care are vibrație un pic mai joasă va reuși să se trezească. Mai sunt niște amânări. E în viitor. Se va mai amâna ceva. 12? Poate de-abia în luna 12-a rămâne de văzut. E în etalare pe noiembrie. Poate să se manifeste până prin decembrie, da? A, interesant. Poate la luna plină din decembrie să aveți o iluminare, voi sau ei. Și să înțelegeți de ce s-a întârziat atât realizarea în 3D a acestui potențial superb. A, un alt mesaj. În calea acestei realizări este foarte posibil, foarte posibil, acum îmi dau seama, acum am primit mesajul, că au fost mai multe și variază, cel care a fugit să aibă pe cineva acasă, o mamă, care îi i-a influențat deciziile. Am zis că aveți niște răni din copilărie, în familie. Ați fost tratați într-un anume fel și cine a fugit primul a simțit aceste răni din partea mamei, influențe din partea mamei. Trec peste mesajul ăsta, revin la cel pe care l-am spus inițial. Da? Că aveți potențial de mare creștere. Doi ași, la bază, dragoste adevărată, în prezent se dorește materializarea. Aici este provocarea, să renunțați la blocaje și să creșteți. Iar un nouă. Sfatul este să vă bucurați de voi, nu la modul egoist, pentru că nouă de cupe poate să fie și o persoană egoistă. Am zis, Venus poate deveni egoistă. Dar, dacă vreți să lucrați, să lucrați pentru să primiți iluminarea, investiți în creșterea voastră personală, spirituală, emoțională. Concentrați-vă până vine oferta, dacă vine, nu vine, rămâne de văzut pentru că variază etalare colectivă. Până vine această ofertă, concentrați-vă pe creșterea voastră, nouă număr spiritual. Da? Blocajele au fost de natură spirituală, și crește, tocmai ca să creșteți, ca să vă echilibrați cât de cât energiile, 6 de monede, să vă echilibrați energiile, că altfel nu ați fi putut să stați prea mult timp în preajma unuia
și a celuilalt. Exterior, 5 de cupe. Regrete eterne. Dacă această relație, și da, nu e un cuvânt greu și intens, poate cineva a pierdut pe cineva în această perioadă. Și în momentul în care pierde, din niște motive, influență exterioară, înțelege și ce a pierdut alături de voi. Faptul că v-a blocat și n-ați manifestat creștere. Pe de o parte, cineva se poate despărți, că tot a fost un triunghi amoros, chiar dacă nu ați intrat în el. Înțelegeți. Cineva se desparte și apare gretele în acea poveste, în acea despărțire și influențează oarecum energiile, eventual le așează ca să se manifeste așa cum am spus mai devreme. Revin la regrete eterne. Dacă nu se materializează, dacă se mai amână, dacă cineva nu primește oferta aceasta, pentru că se pare că cineva extrem de selectiv, dacă nu va fi primită această ofertă, cine a amânat, cine a fugit, va regreta enorm. Regretă deja. Deci este teamă de această judecată. Este teamă că nu se va renaște. Nu veți renaște împreună. Nu vă veți reface situația, potențialele. Este teamă să nu fie judecat de societate în cazul în care este diferență de vibrație între voi doi, de statut social, diferență de finanțe profesionale, de vârstă, de cultură, de tradiții, că am văzut multe cărți care vorbesc despre tradiții, ia uite, Regina de Monede tradițională, ia uite, 10 de monede vorbește despre tradiții, familii, cultură. Ce se dorește? Se dorește să se facă această ofertă, că am zis, e la bază, asul de cupe și asul de monede, da? Și nu doar să simțiți, eventual, nu doar să simțiți în privirea lor, nu doar să simțiți în seara înainte de culcare sau, eu știu, la prânz când vă faceți mâncarea, simțiți că se gândește la voi. Nu doar asta, nu vreți doar telepatie și emoții, vreți ceva practic. Cineva va veni cu această ofertă, dar, iar, există un triunghi, a fost un triunghi, nu că glumesc. A fost. Și atunci se dorește să se facă această ofertă, însă cine face oferta este conștient că nu se știe sigur dacă va fi primită. Nu se știe sigur. Dacă voi veți primi această ofertă, vă veți gândi. Stai un pic să mă uit pe toate colțurile cutiei. Cutia cu cadou. Cadou fiind acesta. Asul de monede. Relația. Stai să mai discutăm. Să nu mai fugi ca data trecută. Să nu mai mă păcălești ca data trecută. Pentru că eu sunt împărăteasă. Sau împărat, whatever ce sunteți voi, da? Sunt o persoană stabilă. Și dacă nu-mi oferi tu stabilitate, pot să găsesc stabilitatea în altă parte și în primul rând în mine însămi. Că asta este sfatul 9 de cupe. Și interesant, pentru că, uite, dar îmi place să folosesc setorile clasice. În această carte, personajul stă pe scaun și cu mâinile în sân, da? Nu este tocmai deschis și aici la fel. Nu este tocmai deschis. Nu, da, mi-am dorit foarte mult această relație. Dar deocamdată lucrez relația cu mine, lucrează și tu relația cu tine, nu mai fi disperat, disperată după eu știu ce. Și hai să vedem practic ce poți să faci pentru această relație. Finalul, 5 de băte. Finalul, conflicte interioare. Iar am zis conflicte și cu tradiția, cu cultura. Cu cultura, din care, da, mai se întâmplă și situații de genul ăsta, da, din care faceți parte. Însă cel mai mult, totuși, s-ar putea ca acest personaj să încerce să lupte pentru voi, pentru că e o energie luptătoare. Pentru că vrea împăcarea, 6 de cupe, vrea împăcarea cu voi. Simte că sunteți, vrea să fie un personaj stabil în viața voastră. Asta își dorește. Pentru că vă vede stabil, da? Meritați o casă frumoasă, relație stabilă, meritați tot ce e mai frumos. Hai să vedem dacă... Hai, frumos, interesant. Nu vă mai
mai dau semne, pentru că nu toată lumea funcționează după semnele zodiacale. Un mesaj. Scurtuț. Pentru numărul 1, cât am vorbit. Ia uite. 4? Nu, 5. 5 de apă. Se plânge. Dar în aceste lacrimi apare și inspirația. Inspirația vine. Va veni inspirația la un moment dat. Iar 5. Trebuie schimbată energia. Vedeți? Energia care a apărut s-a confirmat. O energie tristă. Da, este foarte dor, regretă, plânge, dar rămâne de văzut. Oh, ce frumos s-a oprit la 9, care a apărut și aici, drăguț când se confirmă, 9 de apă, da? Concentrați-vă, dragii mei, pe binecuvântările voastre, pe creșterea voastră spirituală, pe protecția voastră energetică și emoțională și de toate soiurile. Da? Concentrați-vă pe asta. Acum, un mesaj. Văzut un cavaler de spade. Un mesaj. În cazul în care aveți o relație de dragoste, să vedem. În cazul în care, că pentru ce am zis până acum, poate să fie o situație în familie. Da? Ia uite, 10 de monede. Încă o carte. 10 de monede. Explică împărăteasa și regina de monede. 10 de monede l-am văzut și mai devreme, da? Am zis, ia uitați-l. Aici, 9. O persoană de o valoare excepțională aici. Eu așa văd acum cărțile. Dacă veți fi împreună, veți fi onorate sau onorați cu atenție maximă, cu... cât mai multe atingeri, 5 de monede, și am văzut și ei, ia uite, măi, dar numai monede, cavalerul de monede, se dorește să se facă această ofertă, asul de monede și cavalerul de monede, dar trebuie să așteptați să schimbați energia, pentru că 5 de monede e o energie a lipsei sau a lipsurilor. Vă întâlniți din când în când, vă pupați pe unde puteți, pe unde apucați, pentru că n-aveți relația lucrată, n-aveți un spațiu pentru o relație, care relația să crească, vă trebuie și spațiu, de-aia a apărut și 4 de monede, vă trebuie un spațiu în care să creșteți împreună. Un spațiu în care să aveți stabilitate, nu să aveți o relație cu cineva și să fugiți pe aici, pe acolo, să vă furați cât un sărut, da? Dar e interesant. Deci, central, aici este o relație în care deocamdată aveți niște lipsuri cu care trebuie să lucrați. Cu răbdare, cavalerul de monede, cu răbdare. Se va face această ofertă pentru voi. Dar nu uitați că acest cavaler de monede crește în timp. Lămâia aceasta se, da, o vedeți? Se coace în timp. Și în timp veți scăpa și de lipsuri și veți ajunge la abundență, la stabilitate și veți fi iubiți, veți fi onorați, veți fi puși pe un piedestal acolo unde vă este locul, mai ales împărăteasa. Și veți fi onorați, împărat, împărăteasă, vă veți trata cu respect și cu valoare și cu grijă. Evident, și din punct de vedere intim, cu senzualitate, cu, eu știu, tot ce aveți nevoie ca să vă simțiți satisfăcuți. Veți mânca, interesant, din fructele pasiunii fiecăruia, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și nu doar în relația intimă, dar și în relația de zi cu zi. Dacă vă dați această șansă și răbdare, puteți să treceți peste lipsuri, să ajungeți la 5, să dublați energia, da? Cu ambiție, constanță, loialitate și să ajungeți la 10 de monede. Cam atât, dragii mei, cei care ați ales numărul 1. Gata. Acum eu o să strâng cărțile și o să trec la numărul 2. E bine că nu mai stau cu masele noastre. Doar le strâng și le pun deoparte. Ok, sper.
Sper să nu fiu întreruptă. Numărul 2. Aici. În timp ce am amestecat cărțile, începe la numărul 2. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut împărăteasa, semn de... Cineva marca desenul lui Venus. Poate să aibă... Ia uite, Venus. Ia uite, împărăteasa 9 de monede. O persoană independentă, frumoasă, cu... Puteți să fiți voi. Sper să fiți voi, cei care ascultați, independenți, care ați ieșit din colivie, ce frumos, îmi place cartea asta la maximum, ați ieșit din colivie, aveți o casă sau ați avut relație sau vă doriți o relație nu în cușcă, o relație în libertate. Adică, dacă vă veți căsători, dacă veți intra în relație cu cineva, persoana respectivă nu trebuie să vă posede, nu trebuie să vă țină închiși, trebuie să vă aprecieze. Și, în primul rând, libertatea. Da? Preîmpărăteasa și am văzut și împărăteasa. Am zis că sunteți frumoși, marcați de Venus, cu reușite profesionale. Ia, numărul 2. Numărul 2. Ia, uite, răsare, aceeași... Central ca la numărul 1, 9 de bâte. Mai. Oh, gosh. Mai, dar ce energie. Ce tensiune între voi. Sau, ia. Ce frumos. Da. La capătul setului de cărți, Regele de Foc. Multă pasiune, atracție la maxim, care își dorește foarte mult să spună, dar nu spune. Este un as interesant, aici este sabia în jos. Nu poate să spună adevărul până nu taie niște legături karmice și până atunci tace din gură. Dar își dorește un nou început cu voi, pentru că este extrem de îndrăgostit. Nu doar pasiune, chiar simte și visează, are multe emoții, 9 de cupe, ia uite. Posibil acest rege de foc să fie semn de pământ, nu contează. Însă, ține în secret toate, am văzut și luna, ține în secret toate aceste emoții, toată această atracție pe care o simte pentru voi. Central, 9 de băte. Restricții iar, restricții. Poate v-ați întâlnit în perioada restricțiilor. Sau unul din voi sau amândoi v-ați blocat sau pur și simplu cel unul dintre voi trebuie să blocheze, cum am zis mai devreme și la secrete, să blocheze această pasiune, da? Și acest adevăr pe care ar vrea să-l spună și acest potențial pe care poate să crească, această relație care poate să crească între voi, pentru că, da? Luna blochează, ține ascuns, pentru că... Posibil, există o altă relație în joc. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar foarte posibil că așa se întâmplă. Ia uite ce am făcut. Să le pun în ordine. Da. Și plânge și Hans acum. Ok. Deci central, 9 de bâte. Persoană pasională, că am văzut regele de foc, dar care se abține. A trecut prin foarte multe acest personaj. Sau voi. Da? Central, în sufletul vostru, multă durere, multă luptă, multe chinuri ca să ajungeți într-o anumită poziție de stabilitate. Provocarea este regele de spade. Provocarea este să rămâneți în adevărul vostru. Provocarea este eventual un semn de aer cu care ei trebuie să se lupte sau voi. Dacă voi sunteți aici, voi trebuie să vă luptați cu un semn de aer sau ei trebuie să se lupte cu un semn de aer. Posibil să fie și un avocat sau pur și simplu provocarea este să... Da, aici este provocarea, clar. În prezent există un semn de aer pentru că aveți 5 de spade care este gelos, cu care sunt discuții. Voi aveți în preajma acest personaj care vine gelos și care ar putea să influențeze povestea dintre voi și persoana la care v-ați gândit, sau ei să aibă acest personaj. Sau ei să aibă acest personaj acasă, în preajma lor, și să vă distragă atenția. Da? Pentru că și exterior aveți semn de aer. Da? Aveți aici, vedeți? Aici.
6 de spade. Oricum, personajul acesta sau voi ați trecut prin foarte multe. Și stați în picioare amândoi, dacă sunteți, frumos ar fi, că sunteți puternici, amândoi sunteți puternici. Provocarea este să fiți înțelepți și să acționați într-un mod strategic, inteligent, dacă vreți să manifestați ceva frumos, pentru că aveți un mare potențial, 2 de cupe acolo, da? Și am văzut împărăteasa și 9 de monede, da? La baza acestei povești este o mare atracție, da? Am văzut regele de bâte apare și valetul de bâte. Atracție care adaugă la suferințele voastre și ale partenerului sau persoanei la care vă gândiți. Încă o bâtă și gata, simt că nu mai pot. Deja, după cum vedeți, ia foc. Luați și voi foc, iau și ei foc și uite așa se întâmplă o... Ce se întâmplă? Se creează o obsesie, o dependență de această pasiune. Valetul de bâte, atracție, am zis, unul dintre voi este mai tânăr. Ce diferență e? Iar nu mă interesează pe mine, voi știți, pe mine nu mă interesează diferențele de vârstă, dar le văd. Interesant ce văd. Interesant ce văd. Și clar am zis, unul dintre voi este între doi pomi. Între două potențiale. Pe unul trebuie să-l las în spate, e mai mare acela pe care îl las în spate. Adică are o relație pe care a experimentat-o. În față, adică înspre voi, pomul este mai mic. Relația este de scurtă durată, n-a apucat să crească acest pom și totuși este atracție, magnetism. În ultima vreme apare această energie, 4 de cupe. Unul dintre voi a încercat să se exprime emoțional și celălalt, am zis, a blocat pentru că are argumente acasă, posibil cu un semn de aer sau nu neapărat cu cineva care îi place să se certe, să argumenteze, posibil, așa, sau pur și simplu a conștientizat că intrați într-un triunghi dacă acceptă această ofertă și a blocat oarecum și a blocat sufletul. Pentru că a mai trăit situații similare și nu vrea să mai trăiască. Și totuși oferta asta este altfel decât celelalte și aici este marea provocare. Aici este marea tensiune mentală. O tensiune 5 de spade. Conflicte. Nu doar cu cei din jur, ci și cu el însuși. Sau ea însăși. Conflicte. Interesant ce simt. Dacă spune adevărul, cum am zis la regele de spade, că regele de spade trebuie să rămână în adevărul și principiile sale, dacă spune adevărul, cum am văzut și aici la asul de spade, s-ar putea să rănească pe cineva și aici este marea provocare. Din acest motiv încă nu poate să primească această cupă, care într-adevăr e mare, e imensă, multe emoții. E cea de aici, de la 2 de cupe. Și totuși, repeți, niște probleme acolo. Conflicte mentale în această perioadă, noiembrie, conflicte, argumente poate cu unii cu alții sau poate, pentru că e etalare colectivă și variază și carte, înseamnă foarte multe, pentru unii poate să însemne ca un semn de aer să vină gelos înspre voi, din partea voastră sau din partea lor, și să tulbure și să provoace situația. Pentru că, repet, apare influența exterioară, 6 de spade, cineva vine, vrea să lase niște ape tulburi și să vină către voi. Eventual. În viitor apare acest diavol. Lucrurile devin obsedante. Deveniți oarecum codependenți sau dependenți, mai simplu. Dependenți de această pasiune, de acest foc. Ar trebui să clarific.
Dar nu știu dacă am timp, pentru că totuși o etalare colectivă și destul de rapidă. Ar trebui să clarific. Probabil că aveți pe cineva semn de foc, semn de aer am văzut, am văzut și semn de apă, dar apare semnul Capricornului clar pentru unii dintre voi. Și cine intervine, cine blochează sau cine tulbură apele ar fi un semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. În viitor, multă, multă pasiune. Dar trebuie să vedem dacă veți manifesta ceva împreună sau rămâne să ardeți prin interior din cauza acestei atracții pe care încă nu puteți, deocamdată, cum arată așa cărțile, nu puteți exprima. Aici este sfatul, 6 de monede. Păstrați-vă echilibru. Păstrați-vă echilibru. Interesant că în aceste de cărți se oferă și unei mâini, da, sunt două mâini diferite, se oferă aceeași cantitate de monede față de alte seturi de cărți, chiar dacă balanța e oarecum dezechilibrată. Dezechilibrată că într-o parte se poate mai mult și într-o parte se poate mai puțin și totuși se practică echilibru. Ideea este că e sfat, păstrați-vă echilibru. Oferiți cât primiți. Cât primiți, dați în schimb. Chiar dacă știți că puteți să oferiți mai mult. Da? Chiar dacă știți, balanța, am zis că e mai grea. Știți că puteți oferi mai mult și totuși. Rămâneți în echilibru. Aveți grijă de finanțele voastre. Concentrați-vă pe viața voastră, casa 6-a, a muncii, a sănătății. Concentrați-vă pe sănătatea voastră ca să nu vă dezechilibrați. Despre exterior, am zis, semn de aer intră. Mai este o altă posibilitate. Totuși, frumos ar fi, deși nu-i sfat, e influență exterioară. Cine are conflicte acasă, să plece să lase conflictele, 5, da? 6, să meargă către introspecție. Către cele două suflete perechi sau către introspecție. Oricum, în poziția fricii apare eremitul. Apare această noapte, da? În care unul dintre voi stă. Oh, și pasiunea asta, care e ca un far. Și aici este provocarea să se înțeleagă ce este. Este o tentație sau pur și simplu este un suflet perechi care vă cheamă la o nouă viață. Lumina aceasta este un miraj? Da, e întuneric, e fric, poate să fie foarte bine și un deșert. Și știți cum apare în deșert, da? După o lungă călătorie în deșert. Ce se întâmplă? Maia, iluzia, apare iluzia. Și aici este provocarea în poziția fricilor. Cineva trebuie să se analizeze, să-și analizeze cărarea pe care merge. E riscant, într-adevăr, dar trebuie să mergeți înainte. Trebuie să meargă ori voi, ori ei, să mergeți înainte. Unul dintre voi trebuie să mergeți înainte. Cu grijă. Urmați-vă lumina interioară. Și lumina interioară, dragii mei, o găsiți în conexiune cu acest suflet. Că asta vă doriți. Nu vă doriți singurătate, nici să mergeți prea mult singuri pe această cărare. Da? Riscantă, vedeți că zrâpe de o parte și de alta. Nu. Am zis, trebuie să unul dintre voi să apuca să studieze ceva, pentru că eremitul înseamnă și o persoană care studiază. S-a înscris la niște cursuri, unul dintre voi, ca să-și distragă atenția de la situația prin care trece, eventual. Sau și una și alta. Vrea să crească spiritual și intelectual ca să ajungă la același nivel cu sufletul pereche, față de care are multă pasiune. Clar. Că de-aia a venit 4 de cupe, oferta această mare. Și aici este întrebarea, măi, pot să o primesc pentru că eu nu sunt încă pregătit. Nu mă simt la valoarea acestei oferte. Pe lângă experiențele prin care trec, da? Înțelege, sunt multe întrebări pe care ni le punem. Și unul și celălalt, prin eremitul. Dorința este să comunicați de la suflet la suflet. Nu doar să simțiți acest foc devorator, ci să simțiți lumina. Am zis, găsiți cine este, se simte singur, primește lumină și pe cale telepatică de la acest suflet pereche. Posibil să fiți voi și să le transmiteți lor lumină, da?
și să-i ghidați. Pești, trac, scorpion, da? În poziția dorințelor. Dar păstrați-vă echilibru, oricare ați fi. Eu încerc să vorbesc la modul neutru. Finalul 3 de băte. Se speră. Se speră că ne vom bucura sau vă veți bucura de oportunitățile. Oportunitatea fiind această ofertă, da? Ia uite, clar. Această ofertă este oportunitatea. Acest suflet perechi care a venit în viața voastră și vă pune pe jar. Și pe unul și pe celălalt. Sperați că veți comunica în continuare, că veți păstra legătura, chiar dacă devine dependentă. Dar cineva trebuie să aleagă. Doi de monede. Doi trebuie să facă echilibristică cu ofertele sale, pe de-o parte, de-aia am zis, sfatul e să vă păstrați echilibru. Și până va face acest personaj oferta, va mai dura, pentru că apar 3 de, ia uite, de-aia apare diavolul. Apar situații complicate. Apare 3 de spade. Iar semn de aer pentru unii. Nu neapărat, ce vreau să spun? În momentul în care se va face această alegere, clar cineva va suferi. Din acest motiv apar aceste conflicte mentale. Din acest motiv cineva trebuie să plece din poveste. Asta e, doare. Nu putem să-i satisfacem pe toți, nu putem să alegem, da? De-aia a zis că sunteți puternici împreună. Sunteți foarte puternici împreună, amândoi ați trecut prin foarte multe, dar asta e, dacă vreți să rămâneți împreună, va trebui să vă mai abțineți, diavolul, puterea, temperanță, vă controlați această pasiune, veți mai pierde nopțile gândindu-vă unul la altul până se va întâmpla o separare, da? Cineva trebuie, unul dintre voi, că sunteți voi, că sunt ei, trebuie să se separe ca să manifeste. Ia uite, ca să manifestați, mai durează o leacă. Dar până atunci vă consumați în acest foc care este între voi. Dar situația este complicată, că nu degeaba apare diavolul. Complicată. Hai să vedem totuși clarificare. 5 de spade. Da, 3 de cupe. Se dorește întâlnirea cu sufletul pereche, dar apare un alt personaj, ori este deja în viața voastră sau a lor, ori apare un alt personaj care tulbură lucrurile, dar se dorește, aici este strategia, conflictul mental, cum să vă întâlniți. Pentru că este dorința lor, doi de cupe, sau a voastră. Nu știu de ce am amestecat acum, dar se dorește să mergeți înainte, faetonul. Clarificăm diavolul. Am văzut și regina de spade. Sunteți amândoi inteligenți, profunzi, isteți, trebuie să vă găsiți o strategie. Asul de... ce frumos! Asul de... băte. Am zis pasiune, sexualitate. Extrem de intensă. Mura, oprește-te. Oprește-te. Asta e. O să începeți. Asul de bâte, asta înseamnă un început. Probabil că o să aveți totuși un moment împreună, pentru că asul de bâte înseamnă și o aventură, chiar dacă se e situația complicată, e atracția prea mare. Dar s-a oprit la soare. E drăguț. Soarele înseamnă ce mai frumos, da? O să vă treziți în acest moment. Ce frumos sunteți împreună, da? Cavalerul de cupe, Marea Preoteasă, probabil o să fie o trezire spirituală pentru cel care încă nu este trezit. Că nu degeaba apare sufletul pereche, care vine și declanșează trezirea în celălalt. Vă veți trezi la o nouă viață, la o nouă vitalitate, da? Și spiritualitate. În acel moment special, intim, împreună. Cam atât deocamdată pentru cei de la numărul... Ia, în cazul în care vă veți întâlni. Nu, mai întâi asta. Să amestec cărțile pentru numărul 2. Numărul 2, un mesaj pentru numărul 2.
să vedem ce se confirmă din câte am spus mesaj de la mine. Mesaj pentru numărul 2. Astea sunt cărțile foarte mari și o mână mai mică. Ia uite, am zis bine. 10 de foc. Cineva se consumă 9 și cu 1, 10, am zis că luați foc. Nu doar din cauza pasiunii voastre, dar unul dintre voi care sunteți într-o relație care se consumă aiurea. Nu sunteți sunteți într-o relație karmică, da? Care vă arde bateriile. Și apare ce frumos, da? În momentul în care se lasă aceste energii nesatisfăcătoare și se îndrăznește să mergeți cu pasiune, să manifestați această atracție, începe să manifestați copilul. Copilul este un soi de magicianul, da? Primii pași în relația voastră. Dar e o carte foarte spirituală. Am zis, chiar dacă va fi o aventură fizică, sau este, sau vă veți întâlni într-o formă sau alta, această obsesie se datorează tocmai faptului că amândoi aveți potențial spiritual foarte mare. Și am zis că va fi o trezire spirituală între voi doi în momentul în care veți fi împreună. Ce frumos, ce frumos, foarte frumoasă cartea. Ia uite, 6, 7 de spade. 5, 6, 7. Ce înseamnă? Să nu vă mai mințiți pe voi sau personajul respectiv, să nu se mai minte. Trebuie să exprime, ia uite mă, dar numai spade. Am văzut 9 de spade mai devreme, da? Trebuie să exprimați adevărul. Aici este, cum am zis mai devreme, la regele de spade. Și adevărul doare, dragii mei. Adevărul doare. Că e vorba de voi, că e vorba de ei. Sper că n-am dat ceară. Eu îmi curăț cărțile după fiecare, mai ales când fac etalele colective în justiția. Dacă unul dintre voi este căsătorit, probabil că se gândește la o separare. Dar hai să vorbim de energia intimă dintre voi în cazul în care veți fi împreună. Prea multe cărți? Nu. Hai. O dată. De două. De trei ori. Așa să te... Wow! Ce frumos! Wow! M-ați terminat! Am zis că atracție a apărut mai devreme regele de bâte, acum apare regina de bâte. Cine? Deci bărbatul o vede pe doamnă extrem de... Nu doar senzuală, sexuală, extrem de focoasă, de... atrăgătoare. Evident că vă vede mai mult dezbrăcate decât ta. Și totuși simte că este... Ia, uite, simte că e o legătură foarte profundă. Firul roșu, știți ce înseamnă? Este legătură spirituală. Simte că v-ați mai întâlnit, că sunteți împărăteasa lor, că sunteți tot ce și-au dorit. Ia uite, împărăteasa. Am văzut-o mai devreme? Mă bucur foarte mult că se confirmă. Vă veți echilibra energiile, în primul rând energiile fizice, sexuale și spirituale și emoționale împreună în momentul în care veți fi împreună, veți fi așa cum, da. În acele momente, da? Vă veți echilibra. Veți reuși să manifestați adevărul, măcar din punct de vedere sexual, intim. Va fi o legătură nu doar fizică, ci și emoțională. 2 de cupe? Dragii mei, ce se confirmă? 2 de cupe. Am zis că această legătură va aduce soarele și trezirea. Ia uitați, este moartea. Deci tot ce a fost până acum, nici nu mai contează. De acum încolo este o nouă poveste. Nu zic că vă veți devora unul pe celălalt, pentru că ar fi păcat să nu vă veți mai bucura de un alt moment la fel de intens ca acesta. Dar vă veți transforma. Clar aveți luna în scorpion sau probabil, interesant, probabil la luna în scorpion, luna nouă în scorpion, nu știu, sau ceva în perioada scorpionului, că tot vorbim de noiembrie. Un alt mesaj pentru unii dintre voi.
Posibil, dacă nu va fi situația cu acest semn de foc sau capricorn sau ce-o fi, să apară în viața voastră cineva cu marcaj în balanță. În balanță, în august. Da, interesant. Da, cam atât, dragii mei. Eu îmi strâng cărțile. Ce bine că nu stau să le amestec și facem următoarea etalare. Următoarea etalare. Foarte frumoasă etalarea de la numărul 2, chiar dacă ei este intensă, dar așa se întâmplă, n-ai cum. Lucrurile excepționale nu se întâmplă chiar așa ușor, nu? Pentru lucrurile deosebite și speciale trebuie să ne luptăm și să ieșim din zona de confort, clar. Ok, numărul 3. Am trecut la numărul 3. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut regele de foc, semn de foc, berbec. Berbec, leu sau săgetător. Regele de foc este o persoană întreprinzătoare, extrem de creativă, sexuală, dar în aceste de cărți, dacă nu mă înșel, înseamnă și creativitate, da? Adică să lucrați din plexul solar în sensul ăsta. Numărul 3. Haideți să vedem ce cărți apar pentru noiembrie. Wow! Luna și 10 de monede. Încheiați un ciclu. Încheiați un ciclu. Frumos ar fi. Luna și 10 de monede. Poate luna. Luna de mâine. Luna în Taur. Luna plină în Taur. Încheiați un ciclu și vă bucurați de niște reușite financiare. Frumos ar fi. Minunat. V-aș dori să vă bucurați de reușite financiare. Ia să vedem. Central. Wow! Rebelul sau împăratul? Visul? Jucăușul? Transformare! Turning in. Contemplare, să zicem. Să-i zicem așa. Wow! Atârnând de trecut. Compromis. În spatele iluziei. Supresiune. Și conștiință. Frumos! Foarte frumos! Ia să vedem. Wow! Ce mă bucur! Vă las să vedeți finalul. Ok, la capătul setului de cărți, 9 de cupe, dar aici arată o lene emoțională. Unul dintre voi și vieți anterioare, unul dintre voi este într-o legătură karmică dintr-un confort emoțional. Nu există 10 în această legătură, nu există comunicarea aia care ar trebui să fie între cei doi. Unul se concentrează doar pe satisfacțiile sale și celălalt probabil stă în presiune, în stres, se simte izolat. E o legătură karmică pe care o trăiește. Central, apare rebelul sau împăratul. Împăratul în acest set de cărți arată ca un rebel. Nu exprimă stabilitate, exprimă o voință atât de puternică care e în stare să rupă lanțul. Am zis că unul dintre voi se simte izolat. Probabil că are legătură cu situația din această perioadă, cu virusul, cu izolările, cu ce ori mai fi, dar nu neapărat, relații karmice. Se simte izolat în aceste relații karmice și poate vă doriți 9 de cupe, vă doriți să vă bucurați de viață și să nu mai stați așa izolați. Există și alt mesaj, da? Frumos ar fi. Deci, central, acest împărat dorește să rupe lanțurile. Dorește să crească spiritual, să-și exprime focul, pasiunea, adevărul, că văd un vultur, inteligența, tot ce are mai bun. Dar în această exprimare de sine apare și visul. Știe că exprimându-se doar pe el nu este suficient, trebuie să mai aibă pe cineva. Și interesant, e prima oară când văd așa ceva. Mie mi se pare chiar că acest domn, ia uitați-l, nu e așa că seamănă? Doar că e varianta alb și albastru, tot așa cu mustăcioară, cu bine, întâi a mai crescut un pic barba. E conștient că dacă stă în energia asta, rămâne singur. Deci, împăratul, rebelul,
trebuie să spargă lanțurile și să își împlinească un vis. 6 de cupe. Că sunteți voi împăratul, că sunt ei, iar poate să varieze, vorbesc pentru un colectiv. 6 de cupe înseamnă o relație emoțională profundă dintr-o altă viață. Vă simțiți de ca și când v-ați mai întâlnit, cu această transformare clar și această conștiință, v-ați mai întâlnit cândva, o relație foarte profundă la care visați. Aici este provocarea, să-și dea voie să viseze 6 de cupe sau să se concentreze pe luptele sale, pe luptele pentru imperiul său, da? Dar aceste lupte l-ar sufoca într-un ego prea mare. La baza acestei cruci, acestei situații, apare o atracție foarte mare, o energie jucăușă. Playfulness-ul sau cavalerul, nu, este valetul, ca și la numărul 2 a apărut în aceeași poziție, valetul de bâte. Atracție foarte mare. Unul dintre voi, interesant, este jucăuș, nu neapărat saltimbanc, nu neapărat cloft, îi place să se bucure de viață, îi place, dar nu într-un mod chiar atât de sexual și de imatur, cum e în alte cărți. Știți, în acest moment simt cartea asta mult mai spirituală. Acest personaj îi place să, știi, fake it until you make it, ceva de genul ăsta. Încearcă să simulezi că ești fericit până într-adevăr devii fericit. Un personaj, probabil că unul dintre voi sunteți aici, îi place să se bucure de viață pentru că e conștient că în momentul în care se bucură de viață, atrage, vedeți? Nu mai sclipici, lipici, pupici. Energie pozitivă. Și simt că acest personaj l-a atras și pe împărat eventual. Și uite, așa apare transformarea în viața unuia dintre voi. Apare această energie a morții și a reînvierii. Energie foarte profundă. Am zis, personajul acesta, împăratul, așa simt în acest moment cărțile, e conștient că dacă mai continuă în stilul ăsta, va fi sufocat de ego-ul său. Asta pentru că văd un șarpe aproape la nivelul gâtului care ar putea să-l sufoce. Șarpele este ego, da? Dar șarpele înseamnă să-și lase și pielea veche, ego-ul poate și transformarea, da? Ego-ul acesta se poate transforma într-o altă variantă, mai bună, mai spirituală, în preajma acestei energii, da? Lăsând bucuriei să se, lăsând bucuria să se manifeste în această poveste, materializați povestea dacă lăsați această energie să se exprime din plin. În prezent, totuși, cine e aici atârnă de trecut. E o energie a 5 de cupe. Atârnă de trecut, atârnă de un amalgam de emoții, de regrete, de situații pe care, ia uite, și nu mai vede spiritualitatea, nu mai vede stelele din jur, pentru că stă în această aglomerare de emoții, de situații, de ce o mai fi. În viitor apare 4 de cupe. Ia uite, scorpion, iar, semn de apă, 6 de cupe, semn de apă, 5 de cupe, 4 de cupe, iar semn de apă. În viitor, ca să scăpați de aceste colaje emoționale, mentale și de situații, trebuie să învățați să meditați, să vă separați energetic, da? Să intrați în transformare la modul profund, să vă calmați apele interioare, ca să puteți atrage acest vis, voi sau ei. Da? În primul și în primul rând, trebuie să vă separați de energiile din jurul vostru. În jurul vostru sunt niște energii extrem de negative. Extrem de negative. Poate să fie chiar acest împărat pentru unii dintre voi. Este o altă variantă. Dar nu simt că e doar împăratul. Dacă acest împărat, pentru unii dintre voi, care încearcă să oprime realizarea unui vis, evident, separați-vă. Dacă nu este doar împăratul, s-ar putea să fie o relație de familie, situații din jurul vostru. Sfatul
învăța să faceți compromisuri, dar nu în detrimentul transformării voastre, nu în detrimentul păcii voastre, nu în detrimentul viselor voastre. Eu întotdeauna o să susțin lupta pentru visurile, pentru idealurile voastre. Compromis, 6 de monede, a venit în aceeași poziție și la numărul 2. Faceți compromisuri care vă echilibrează, da? Care vă întăresc în colaborări constructive. Influență exterioară apare o energie lunară, i-aș spune. Nu este luna, dar este în spatele iluziilor. Aveți un vis, o revelație care vă învață să înțelegeți ce relație ați trăit până acum, ce înseamnă această tensiune în care ați stat, da? Pentru că vă este frică de presiunea asta, de presiune, de tensiune care sunt în jurul vostru. Poate au legătură și cu situația planetară, cu COVID-ul, relațiile familiare în care stați. E cineva, pentru că apare totul semn de foc, care vă ține în niște norme prea stricte. Ce vă doriți? Vă doriți trezire spirituală, vă doriți să ieșiți din spatele acestor umbre, transformarea, să vă regăsiți eul, pacea, cum am zis, și este minunat. Să vă găsiți satisfacțiile emoționale în spatele acestor relații karmice care vă oprimă. Repet, da? Hai să vedem ce reușiți să faceți. O să încerc să merg mai repede ca să pot să fac. Ce reușiți să faceți? Să începeți să culegeți roadele muncii voastre, 9 de monede, și ce frumos să vă îndrăgostiți sau să atrageți acest vis într-un fel sau altul, cu pași mici, rămâne de văzut, totuși e o etalare colectivă cum se va manifesta. Dar vă atrageți cu pași mici o poveste de dragoste deosebită, un suflet pereche, un suflet geamăn cu care vă completați. Vă rog, selectați-vă mesajele, pentru că am zis la început ceva despre împărat, pe urmă am mai zis altceva. Vedeți unde sunteți și unde stați cu manifestarea acestor mesaje. Da? 9 de monede și îndrăgostiți. Oh, ce frumos! Dar aveți răbdare. Aveți răbdare că această dragoste trebuie să crească. Trebuie să crească. Hai să vedem o energie. O carte. Numărul 3. O carte pentru numărul 3. Am văzut wisdom. Fiți înțelepți și lucrați către creșterea voastră. Asta n-am cum să o spun doar unora. Trebuie să o spun tuturor. Pentru că asta e cel mai important în această perioadă. Ia încă o dată și carta. Ah, ce frumos, Union. Union, îndrăgostiții. Deci, lucrați pentru independența voastră, pentru a vă bucura de roadele muncii voastre personale, profesionale, emoționale, nouă și, ia uite, 9 de cupe și 9 de monede. Așa, și vă atrageți Uniunea Sufletului. Uniunea cu Sufletul vostru pereche, Union, da? Ce frumos, superb, superb. Dar aveți răbdare. Aveți răbdare că această uniune necesită timp. Repet, se poate manifesta uniunea în foarte multe feluri. Ia uite, fecioara, dar nu semnul fecioarei, numărul 2. Manifestați o stare de puritate. Da? Stare de puritate. Transformați-vă la nivel sau vibrațiile și viața ca să puteți să atrageți ce este mai pur, da? Parcă și seamănă un pic cu, nu știu de ce. A, uite, care coroniță și asta are, una are coroniță și are păr umpletit, tot așa. Da? Este o stare de feciorie, de puritate. Hai să vedem în cazul în care vă veți întâlni, era să scap cărțile, de-aia am făcut așa. În cazul în care vă veți întâlni, ce energie, ce cărți se manifestă? O dată, de 2 ori, de 3, de 3. Wow, împărăteasa, ce superb! 10 de cupe, wow, regina de bâte. Și la capătul setului de cărți, 6 de cupe, se confirmă. Visați, visați, ori împăratul visează la voi, ori voi visați la împărat, visați deocamdată. Vă uitați eventual pe Facebook-ul lor, pe Instagram, pe ce au ei, pe pozele pe care le aveți. Mura, oprește-te!
visați eventual și vă gândiți cum o să fie când veți fi împreună. Și o să fie foarte frumos, pentru că există mare atracție între voi. Mare, excepțional de mare atracție. Regina de bâte și împărăteasă, ce poate fi? Și 10 de cupe și satisfacție emoționale maxime împreună. Sunteți, dacă sunteți doamnă aici, dacă voi doamnelor ascultați asta, sunteți voi. Sunteți văzute ca pe cea mai frumoasă femeie pe care ei au văzut-o vreodată și pe care o pot onora și de care se pot bucura. Și aici este tensiunea. Aici este tensiunea și transformarea. Aici este tensiunea. Pentru că unul dintre voi este într-o altă vibrație și trebuie să se ridice la vibrația celuilalt. Am zis la cel care este vesel că își atrage pupicii cu sclipici. Și nu doar atât, își atrage o mare dragoste. Dacă voi sunteți într-o situație negativă, lucrați pentru că veți atrage ceva excepțional. Cine e acest personaj cu care intrați în uniune, de care vă îndrăgostiți, de care v-ați îndrăgostit, la care visați, da? visați, vă transformă viața și vă va vedea, ia uite, 6 de cupe, da? Vă transformă și viața și vă vede ca pe ceva excepțional în viața lor. Și așa și sunteți. Sunteți de valoare, sunteți puternice, sunteți emoționale, sunteți profunde, sunteți loiale și aveți o forță de trezire a lui Kundalini, trebuie să zic și asta, pe care ei n-au mai experimentat-o în preajma nimănui. Cam atât deocamdată. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!